Potrivit MediaFax care citează un comunicat al Administrației Naționale de Meteorologie, începând de mâine noapte de la ora 2 până joi după amiază la ora 15 va ploa în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Local cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat în 24 de ore. Temperaturile vor scădea accentuat, iar în regiunile extracarpatice vremea va deveni rece pentru această perioadă. Vremea se va menține rece și capricioasă în următoarele două săptămâni, mai exact până în 27 aprilie. Mediile valorilor termice din timpul zilei se vor încadra între 8 și 11 grade, apoi vor reveni la normalul termic al acestei perioade. Pe parcursul celor două săptămâni, media temperaturilor minime se va menține între 1 și 4 grade. În Transilvania va ploa pe arii relative extinse în cea mai mare parte a intervalului, iar în 16 aprilie ploile vor fi moderate cantitativ. În depresiuni sunt posibile precipitații mixte, cantități mai mari de apă sunt așteptate și în zilele de 18 și 22 aprilie.